Doamnelor, domnilor, bun găsit la știrile eveniment. Pentru început vă invit să urmăriți titlurile ediției. Zăpada a luat din nou pe nepregătite autoritățile sibiene. La primele ore ale dimineții de marți, traficul a fost infernal din cauza zăpezii de pe carosabil. La orele prânzului, când aceasta s-a mai topit, partea carosabilă s-a transformat în spațiu de înot pe margini și patinaj artistic pe la mijloc. Viteza neadaptată la condițiile meteo și de carosabil au făcut victime. Un bărbat și-a pierdut viața și un altul a fost grav rănit după ce mașina în care se aflau a derapat și s-a izbit de un pom. Ninsorile au făcut ravagii pe drumurile județene. Pe drumul județean 14, între Media și Blăjel, s-a făcut coloană din cauza tirurilor care nu au putut urca panta și alte drumuri au fost parțial acoperite cu zăpadă în cursul zilei de marți. Două școli din județul Sibiu și-au scurtat programul marți din cauza condiției. Zăpada a luat din nou pe nepregătite autoritățile sibiene. La primele ore ale dimineții, traficul a fost infernal din cauza zăpezii de pe carosabil. La orele prânzului, când aceasta s-a mai topit, partea carosabilă s-a transformat în spațiu de înot pe margini și patinaj artistic pe la mijloc. Ne-am obișnuit ca fiecare episod de ninsoare să fie șoc și groază pentru cei care se ocupă de desăzăpezire în municipiul Sibiu. Oricât de mult sau de puțin ninge, ei sunt mereu luați pe nepregătite. Marți dimineața, spre exemplu, traficul a pus la grea încercare nervii șoferilor. Nici la orele prânzului nu se circula cu mult mai bine. Pe calea Cisnădiei, spre exemplu, șoferii opreau dacă reușeau din inerție la trecerile de pietoni pentru că acestea erau acoperite de zăpadă, deci erau invizibile. Pe Mihai Viteazu, conducătorii auto dădeau teste de condus fără derapaje, mai ceva ca pe pistele specializate. Partea carosabilă era acoperită cu mâzgă extrem de alunecoasă, iar în dreptul trecerilor de pietoni s-au format adevărate lacuri pe care pietonii au fost nevoiți să le treacă cu apa ajungându-le până la glezne. Mai departe, pe calea Dumbrăvii se simțea de asemenea lipsa unui utilaj care, cu ajutorul lamei, să curețe zăpada fleșcăită de pe partea carosabilă. Cam așa s-a circulat în tot orașul sau cel puțin până în jurul prânzului, când după o întreagă promenadă prin oraș a fost zărit pe malurile Cibinului și primul utilaj de desăzăpezire. Atenție, aici am menționat doar arterele principale ale orașului. Pe cele lăturarnice zăpada mocirlită depășea 5 centimetri. Viteza neadaptată la condițiile meteo și de carosabil a făcut încă o dată victime. Un bărbat și-a pierdut viața și altul a fost grav rănit după ce mașina în care se aflau a derapat și s-a izbit de un pom. Nenorocirile s-au ținut lanț marți pe drumurile din județul Sibiu. Pe drumul județean 106, între localitățile Cornățel și Nocrih, spre exemplu, s-a produs un grav accident rutier soldat cu decesul unei persoane. De vină pentru producerea evenimentului rutier este un bărbat în vârstă de 43 de ani, care, din cauza vitezei, a derapat și s-a izbit violent de un pom. Este vorba despre un accident rutier produs pe fondul vitezei neadaptate, viteză cu care a circulat un conducător auto care a pierdut controlul direcției de deplasare, a ieșit în afara părții carosabile și a intrat în coliziune cu un arbore de pe marginea drumului. Din păcate, în urma impactului a rezultat decesul pasagerului transportat. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 40 de ani din Agnita. De asemenea, în urma acestui eveniment a rezultat și rănirea conducătorului auto, domiciliat tot în localitatea Agnita. În cauză, polițiștii au deschis un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, urmând a fi stabilite toate circumstanțele producerii acestui eveniment rutier. Până să dea socoteală în fața legii pentru viteza excesivă, conducătorul auto în vârstă de 43 de ani a ajuns la spital. Aici a fost diagnosticat cu mai multe fracturi de coastă și omoplat. Bărbatul este însă conștient. Ninsorile au făcut ravagii pe drumurile județene. Pe drumul județean 14A, între Media și Blăjel, s-a făcut coloană din cauza tirurilor care nu au putut urca panta. Și alte drumuri au fost parțial acoperite cu zăpadă în cursul zilei de marți. S-a circulat extrem de greu marți pe DN14A. Din cauza zăpezii de pe carosabil, tirurile nu au mai putut urca panta, iar în urma lor s-au format cozi pe kilometri. Mai multe utilaje de desăzăpezire au fost mobilizate în zonă pentru a curăța partea carosabilă. Greu s-a circulat și pe drumul județean 106A spre Păltiniș. Și aici carosabilul a fost parțial acoperit cu zăpadă. De altfel, 6 din cele 8 segmente de drum județean ale Sibiului au fost parțial acoperite cu zăpadă, însă au rămas deschise traficului. Vorbim aici pe lângă drumurile enumerate,
de drumul ce leagă Sibiul de Agnita și Brăden, de drumul ce leagă Cristianul de Jina sau despre cel care face legătura între Dobârca și Poiana Sibiului. Cu dificultate s-a circulat și pe drumul care leagă Cisnădia de Cisnădioara sau de Râul Sadului. Date fiind condițiile meteo și de carosabil, șoferii sunt sfătuiți să plece la drum numai dacă deplasarea le este impetuos necesară, iar înainte de a porni, contactul mașinist să se asigure că aceasta funcționează la parametri optimi. Dacă au de parcurs drumuri lungi, conducătorilor auto li se recomandă să aibă în mașină pături, un termos cu ceai cald, haine groase, lanțuri antiderapante, o lopată și o găleată cu nisip. Două școli din județul Sibiu și-au scurtat programul marți din cauza condițiilor meteo. Vorbim despre școlile din Jina și Poiana, unde astăzi s-a luat curentul. Din cauza condițiilor meteo, două școli din județ au fost nevoite să schimbe orarul normal de funcționare. În zona unde funcționează acestea s-a luat lumina, iar pentru a permite totuși desfășurarea cursurilor s-a decis reducerea orarului la 45 de minute pentru fiecare oră în parte și 5 minute pauză. Deci că ar fi ceva la Jina și la Poiana, s-a întrerupt curentul electric și acolo s-au scurtat orele. O să luăm măsura scurtării orelor 45 de minute și 5 minute pauză. De asemenea, pentru a preveni îmbolnăvirile din cauza gripei sau a virozelor respiratorii, încă de luni medicii și asistenții școlari au reluat activitatea de triaj a școlarilor. În cursul zilei de luni au lipsit de la școală mai bine de 40 de elevi. Este posibil ca numărul acestora să fi fost mai mare din cauza condițiilor meteo. Ninsorile au făcut probleme și pe autostrada A1. Din cauza carosabilului umed la kilometrul 264, un ansamblu tir condus spre Sibiu a intrat în coliziune cu glisiera mediană. A ajuns pe contrasens, unde s-a lovit de un alt ansamblu tir care circula regulamentar. Un grav accident rutier s-a petrecut în cursul zilei de marți și pe segmentul de autostradă ce leagă Sibiul de Sebeș. Un tir a derapat, a rupt glisiera, a ajuns pe contrasens și s-a izbit de un alt tir. Pe autostrada 1, la kilometrul 264, șoferul unui ansamblu tir condus spre Sibiu a intrat în coliziune cu glisiera mediană, a pătruns pe contrasens și a acroșat un alt ansamblu tir condus regulamentar din sens opus. În urma acestui eveniment a rezultat rănirea conducătorului auto vinovat, dar și blocarea traficului rutier în totalitate la kilometrul menționat, traficul fiind deviat pe drumul național 1 de la kilometrul 254, ieșirea intrarea spre Ocna Sibiului și kilometrul 270, punctul Săliște. În urma impactului dintre cele două autotrenuri a fost rănit un conducător auto în vârstă de 50 de ani. Acesta a fost transportat la Spitalul Județean Sibiu, unde a fost diagnosticat cu mai multe contuzii și escoriații. În jurul orei 15 marți s-a reușit deschiderea circulației în regim normal pe sensul de mers dinspre Sebeș spre Sibiu. Celălalt sens a rămas blocat pentru a permite ridicarea autotrenului și scoaterea lui în afara părții carosabile. Revenirea iernii a încurcat și planurile comercianților veniți să vândă produse de Valentine's Day pe Bulevardul Nicolae Bălcescu. Din cei 43 de vânzători care au primit autorizație, doar 3 și-au și expus marți produsele. Întoarcerea iernii a dat de pământ cu planurile comercianților veniți din toate colțurile țării să facă bani la Sibiu din vânzarea produselor specifice sărbătorii de Valentine's Day. Mai bine de 40 de vânzători au primit undă liberă de comerț până în 15 februarie. În teren, marți însă au înfruntat vremea rea doar 3 comercianți. Pentru sesiunea aceasta de vânzări au depus documentațiile necesare comercianți din Sibiu, București, Vâlcea, Prahova și chiar Teleorman. Pentru comercializarea produselor pe domeniul public, specifice sărbătorii de Sfântul Valentin, s-au aprobat 43 de cereri din Sibiu, București și încă 3 județe. Pentru sărbătorile de 1 și 8 martie, cererile se pot depune de luni 18 februarie. Șofer prins conducând fără permis a încercat să păcălească polițiștii cu acte false. Polițiștii clujeni au depistat zilele trecute un bărbat de 56 de ani din comuna Călățele, județul Cluj, în timp ce conducea un autoturism pe DN1R fără a avea permis de conducere. În urma verificărilor documentelor, polițiștii au stabilit că permisul de conducere prezentat de bărbat ca fiind eliberat de autoritățile din Marea Britanie este fals. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, fapte prevăzute și pedepsite de codul penal. Excedent record la bugetul Consiliului Județean Alba, aproape 130 de milioane de lei în 2019, mai mare cu 10 milioane decât cel aprobat anul trecut.
În 2019, excedentul bugetar al județului Alba va fi unul record de aproape 130 de milioane de lei. Acesta este mai mare cu peste 10 milioane de lei față de cel aprobat în 2018. Consilierii județeni vor stabili odată cu aprobarea bugetului aferent anului 2019 cum vor fi repartizați banii din excedent. Potrivit legii privind finanțele publice locale, excedentul se raportează de la un an la altul. Destinația principală a utilizării excedentului este pentru investiții și se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean. O femeie a fost găsită moartă într-un pârâu din județul Mureș. Polițiștii efectuează cercetări pentru ucidere din culpă. Marți dimineață, în jurul orei 7:30, poliția orașului Sârmașu a fost sesizată prin apel 112 de către un bărbat din localitatea Balda, județul Mureș, despre faptul că o persoană se află căzută cu fața în jos într-un pârâu din aceeași localitate. La fața locului s-a deplasat echipa operativă din cadrul poliției orașului Sârmașu, care a constatat că cele sesizate se confirmă, persoana în cauză fiind identificată ca fiind o femeie de 45 de ani din localitatea Balda. Echipajul medical prezent la fața locului a constatat decesul femeii. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul persoanei. Teatrul pentru copii și tineret Căluțul de Mare din Constanța prezintă duminică 17 februarie de la orele 10 și 11:30 spectacolul Mica Sirenă. Regia este semnată de Cristian Mițescu. Mica, drag, fascinanta poveste a Micii Sirene prinde viață duminică 17 februarie pe scena Teatrului pentru copii și tineret Căluțul de Mare din Constanța. Spectacolul, în regia lui Cristian Mițescu, ilustrează o lume marină mirifică, avându-i ca personaje principale pe Mica Sirenă, ce își dorește din tot sufletul să trăiască în lumea pământeană, și pe prinț, pe care ea îl salvează de la înec în timpul unei furtuni când corabia lui este înghițită de valuri. Alături de sirena inimoasă îi regăsim pe regele mării, pe surioarele Micii Sirene, dar și pe țestoasa înțeleaptă care o ajută să scape de meduze. Curajoasa sirenă o va înfrunta pe caracatița vrăjitoare care îi răpește vocea minunată, dar vrea și inima prințului pentru a trăi pe uscat. Din fericire, la final, vraja se destramă, caracatița vrăjitoare este învinsă, iar mica sirenă și prințul se căsătoresc. Anghinarea este una dintre cele mai cunoscute plante din regiunea mediteraneană. Este utilizată în gastronomie, dar și în scopuri medicinale. Anghinarea detoxifică organismul, scade colesterolul și asigură buna funcționare a ficatului. Beneficiile nutriționale ale acesteia se mențin atât în stare naturală, cât și în cazul în care planta este gătită la aburi, întrucât își poate conserva vitaminele și mineralele chiar și la temperaturi ridicate. Specialiștii recomandă utilizarea anghinarei pentru reducerea colesterolului în problemele digestive, detoxifierea și asigurarea funcționării corecte a ficatului. Astfel, planta de anghinare acționează într-un mod complex asupra organismului, determinând scăderea nivelului de colesterol LDL, colesterolul rău, și totodată stimulând colesterolul bun, HDL, datorită conținutului bogat în nutrienți și a proprietăților variate ale acestora. Dischinezia biliară sau bila leneșă este cel mai adesea determinată de consumul excesiv de alimente bogate în grăsimi sau foarte condimentate, un nivel ridicat de stres sau lipsa activităților fizice. Pulpa de anghinare are un conținut ridicat de antioxidanți din familia polifenolilor, care au rolul de a stimula procesul de funcționare a bilei. Datorită acțiunii intensive anghinarei asupra grăsimilor din organism, această plantă determină și bună funcționarea sistemului cardiovascular, care este în corelație directă cu nivelul grăsimilor din sânge. Un alt nutrient important conținut de anghinare este potasiul, unul dintre mineralele cu beneficii vitale asupra sistemului cardiovascular și secreției optime a bilei. Victor Socaciu și Vasile Șeicaru cântă împreună ca în anii 80 cu Ducu Berții în locul lui Ștefan Hrușcă. Cei trei vor pleca în luna martie într-un turneu național intitulat Folk de Colecție. În anii 80, Vasile Șoicaru, Victor Socaciu și Ștefan Hrușcă formau una dintre cele mai iubite trupe, stadioanele fiind mici pentru popularitatea lor. Au susținut sute de concerte împreună în țară și peste hotare au ajuns chiar și în Cuba și Corea de Nord în anii comunismului. După trei decenii, Socaciu și Șoicaru au decis să refacă trioul și să urce din nou pe scenă împreună. Cum însă Ștefan Hrușcă e mutat de ani buni în Canada și nu mai dă pe acasă decât în prag de iarnă,
iarnă ca să cânte celebrele sale colinde, trioul de aur al folcului românesc va fi completat de un alt maramureșan, Ducu Berții. Cei trei vor pleca într-un turneu național în care vor rememora cu iubitorii genului vremurile de glorie ale muzicii folk. Din păcate, formula consacrată nu se va reface niciodată. Vasile Șeicaru nu poate ierta faptul că Hrușcă a îngropat prietenia lor odată cu plecarea în Canada și că nu l-a invitat niciodată să cânte alături de el la concertele susținute în timpul sărbătorilor de iarnă în România. În toată această perioadă, Victor Socaciu s-a întors la scena muzicală după un mandat politic de consul general la Montreal, iar Șeicaru a continuat să cânte singur, fiind o prezență constantă la festivalurile de folk, exact ca Ducu Berții. Doamnelor, domnilor, aici punem punct știrilor. Dacă surprindeți imagini inedite, vă așteptăm să le trimiteți pe adresa redacției știrea@evenimentsibiu.ro. Sunt Carmen Bădilă și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu noi și cu programele noastre. Pe curând!